Goethe scrie această operă care a generat după aceea foarte multe interpretări, cel puțin mitul faustic pe care îl valorifică, Pactul cu diavolul. Faust este o operă importantă a literaturii universale. Dumnezeu și diavolul Mefistofel fac un pariu că pot obține sufletul lui Faust. Oricum, pactul expiră atunci când Faust se va simți atât de bine cât va spune că își dorește ca această clipă să nu se termine niciodată. O operă complexă și foarte importantă. Vă imaginați of Dr. Parnassus ne prezintă un om care deja a câștigat pactul cu diavolul și a obținut darul de a controla viețile altora. Ce se întâmplă de aici vom vedea. Dar e un film monumental, nu doar prin imagine, chiar dacă e una tu.